Am simțit. Am ajutat. Am luptat. Am acționat. Am apărat. Am căutat. Am salvat. Am răspuns la peste 10 milioane de apeluri la 112 în 365 de zile. Dar aproape jumătate din cazuri nu au fost urgențe. Sună doar când ai nevoie de ajutor. Șansa la viață este ajutorul medical oferit la timp. Noi ne-am riscat viața când tu ne-ai chemat. Acum te chemăm și pe tine să fii alături de noi. Să salvăm viețile celor care au cu adevărat nevoie. Sună la 112 doar când ai o urgență. Donează 2 euro lunar prin SMS la 8845 cu textul familie pentru ca părinții să poată rămâne aproape de copiilor bolnavi. Ținem familiile împreună în casele Ronald McDonald. O inimă sănătoasă iubește mai mult și viața e mai frumoasă de când o ascult. Bate într-una și bate răzând, dragostea iar mă va face să cânt. O inimă sănătoasă iubește mai mult. Farmacia inimii Catena. Trăiește curat, colectează separat. Un județ mai curat se poate face doar cu ajutorul tău. Fii responsabil cu materialele din jurul tău și consumă responsabil. Folosește cât mai multe produse amalate din materiale prietenoase cu mediul. Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează. Trăiește curat, colectează separat! Și eu depun deșeurile separat. Supercom susține campionii! Aceleași prețuri mici, aceeași grijă pentru dumneavoastră. Farmacia inimii Catena. Domnilor și domnilor, ora exactă, Antena 3 Deva, bine v-am găsit în prima zi a lunii februarie. Vorbim astăzi despre o chestiune foarte importantă, cea a medicilor de familie, problemă pe care au considerat-o critică oameni politici care au fost aici în studio, directori de spitale care au fost aici, cei de la Salvital, Petru Mărginian, doctorul Demeter care au fost aici. Iată că și la sugestia Gabrielei Mărginian, o am ca invitat pe doamna Ana Chișerban, președinta Asociației Medicilor de Familie din Hunedoara. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Ce am învățat eu, că chiar spuneam că învăț foarte multe lucruri de la invitații mei, de fapt o prietenă spusese odată cea mai bună definiție a unui ziarist pe care am ascultat-o, am auzit-o. Ziaristul este acea persoană care știe foarte puține despre foarte multe. Criza medicilor de familie, pe care lumea o constată, foarte puține au ce face. Cei care au ce face, nu știm dacă fac sau nu, asta urmează să ne spuneți dumneavoastră și chiar dincolo de aceste proteste care au fost, la care ne vom referi, ați spus că doriți să explicați de ce nu vin medici tineri spre cabinetele de medicină de familie. Da, dar cred că ar fi bine să încep cu situația actuală din județul Hunedoara. Da. Poate au mai auzit chiar atât de precis telespectatorii, dar vreau să dau niște cifre exacte. Adică în județul Hunedoara, la începutul existenței medicinii de familie, eram 200 și vreo 70 de medici de familie. Acum mai suntem 176. Deci aproape jumate. Cred că cifrele spun, da, vorbesc de la sine. Din acești 176,
65% suntem peste 61 de ani. Între 61 și 70 și... Da. Peste 43% suntem medici pensionari, peste 66 de ani. Între 66 și 70 de ani plus, că avem și colegi de 74 de ani. Deci care ar putea pleca mâine. Da. Oamenii sunt la pensie. Dar totuși pot să închidă fac cabinetele, da, și să plece. Nu o fac. Nu o fac pentru că de obicei medicina de familie rămân medicii care au făcut medicina din pasiune, medici devotați pacienților lor. De fapt, știți că pacienții ne spun medicul meu. V-am, da, întrebat la cine sunteți înscriși și primul lucru a spus doctorița mea este... Da, pentru, da, că avem o relație, bine, suntem și prieteni, ne cunoaștem de mult, dar pe de altă parte o consider foarte apropiată. Relația cu pacienții noștri este într-adevăr de familie. Noi ne cunoaștem pacienții cu bune, cu rele, cu familii. Omul nu este numai un organ. Omul trăiește într-o societate, are o viață de familie, are un venit, are pierderi, are... Deci omul este foarte complex, iar noi suntem specialitatea care vedem omul în complexitatea lui, legat și de familie, și de bolile pe diverse organe. Poate că nu aprofundăm, la fel ca specialistul, pe un anume organ, pe o anumită bucățică. Tocmai de aia există și ei, iar între noi și celelalte specialități ar trebui să existe o colaborare foarte strânsă și să ne respectăm reciproc. Și asta cu respectul reciproc e de discutat. De discutat, da. De ce nu vin medicii tineri spre medicina de familie? Păi întâi medicina de familie înseamnă după cei 6 ani de facultate, încă 4 ani de rezidențiat. După încă 4 ani de rezidențiat, ajungi medic specialist de medicină de familie. Ce viitor ai? Trebuie să îți găsești cabinet, să-ți deschizi cabinet sau să-ți cumperi cabinet. Pe banii tăi. Pe banii tăi. Să îți faci pacienți, să faci lista de asigurați. Pacienți asigurați, că neasigurații nu se plătesc. Ce tânăr poate să facă treaba asta? Noi prin asociația profesională am cerut la nivel de guvern, și nu numai guvernul ăsta, și guvernele anterioare, că problema nu-i de acum, problema este rostogolită de-a lungul anilor. Am cerut că așa cum există prima casă, să existe și primul cabinet, cu implicarea statului în dobândă, în rate, să poată omul să-și cumpere pe o perioadă de 30 de ani sau cât vrea să se îndatoreze. Ar fi un pas înainte. Vedeți, dumneavoastră, dacă lucrezi în spital, n-ai pacienți, deși la penuria care este, nu există să n-ai pacienți, dar salariul este același. La noi există un venit pe cabinet, venit din care trebuie să plătești salariați. Ai asistentă, eventual registratoare, contabilă, curățenie, comun, adică da, deci, pe cineva de serviciu. Tot ce înseamnă, da, tot ce înseamnă întreținerea cabinetului. Trebuie să plătești întreținerea în sine a cabinetului, curent, gaze, etc. Toată lumea știe ce înseamnă întreținerea. Și din aia să-ți mai rămână și ție, eventual să mai și dotezi cabinetul. Veniturile nu sunt niciodată sigure. Ai făcut o investiție, dar nu știi ce-ți aduce contractul următor. Cum s-a întâmplat acum, când brusc au dorit, și nu știu ce se va întâmpla din iunie, să scadă veniturile pe cabinet strict din pix cu 30%, dar ținând cont și de scumpiri, erau scăzute cu mai mult de 50%. Și atunci, ce tânăr poți să convingi să vină pe medicina de familie? Eventual, o parte dintre tinerii care au părinți medici de familie și moștenesc un cabinet și moștenesc niște pacienți, dar nici dintre copiii medicilor de familie nu fac toți medicina de familie. Vă întrebam că auzisem acum vreo 2 săptămâni când erau protestele medicilor de familie, că ministrul sănătății Alexandru Rafila a spus că
Da, uite, a deblocat nu știu câte posturi pentru rezidenți, pentru rezidenți și mi-a spus, da, dar peste 4 ani vor veni, cel mai fericit da, caz. Da. Deci, acum s-au deblocat. Într-adevăr, da, s-au scos 200 și ceva de blocuri de la rezidențiat pe medicina de familie. La nivel de țară. La nivel de țară, da. Discutăm la nivel de țară. La nivel de țară, da. Din ăștia vor termina o parte, alții au luat rezidenția pe medicina de familie doar ca să fie rezident, să nu fie șomer sau să nu fie neasigurați. O parte dintre cei care au luat medicina de familie vor trece pe alte specialități, fiind convins că nu vor avea cu ce să-și, cum să-și deschidă, să-și pornească drumul în viață. O parte dintre cei care vor termina și vor ajunge medici de familie vor emigra. Și o spun cu părere de rău, dar asta este realitatea. Sunt țări care au pornit o campanie activă de recrutare a medicilor de familie, care nu vor alte specialități decât medicina de familie. Și am avut chiar surpriza ca o tânără colegă care era medic internist să facă a doua specialitate medicină de familie pentru a pleca în Franța. Acum este medic de familie în Franța. Dar în timp ce vorbeați, mi-am reamintit cifrele, 270 la începutul, așa, 176 acum, deci penuria este de cam de 100 la nivelul județului Nedoara, vin 200 la nivel de țară, deci în cel mai fericit caz în județul nostru ar putea veni 5. Asta dacă încerc într-un caz ideal. Da, să vă mai dau un exemplu. În municipiul Hunedoara, anul trecut s-au pensionat și au plecat, au închis cabinetele, efectiv, 4 colegi. N-au mai vrut să rămână în sistem. Era vârsta de pensie și au plecat. În municipiul Hunedoara, între 30 și 40 de ani, există 2 medici. Între 41 și 50 de ani, există 5 medici. Deci 7 medici până în 50 de ani. Din câți? Din 32, cât s-a mai rămas. A fost 40 și ceva, dar a mai rămas 32. Deci asta este doar în municipiul Hunedoara. Deci astea sunt cifre oficiale. Deci, practic, situația este fără nicio discuție critică. Da. La nivel de județ, cam 12,7% din medici sunt până în 20 de ani, până în 50 de ani, la nivelul întregului județ. Și peste... Între 51 da, și 60 de ani sunt 21% și peste 60 de ani, v-am spus, 65% sau peste 65 de ani, 43%. Și peste această situație se suprapune repartiția cu totul disproporționată, în sensul că localitățile rurale practic nu mai beneficiază foarte multe dintre ele de serviciile unui medic de familie. Adevărul că este că e foarte greu să trimiți să meargă un medic de familie într-o zonă rurală care în județul Hunedoara știm cum arată, zonele rurale sunt depopulate. Medicul de familie lucrează pe persoană asigurată. Și sunt câteva comune în munții Poiana Ruscăi, în care locuitorii sunt în jur de 300 și, chiar dacă ar fi toți asigurați, un cabinet de medic de familie nu se poate întreține cu 300 de pacienți. N-ai de unde să plătești tot ce v-am spus. Asistentă, n-ai de unde să-ți plătești nici măcar asistenta. Nu mai vorbesc de utilități. Deci fără o implicare a administrației publice locale care să pună eventual la dispoziția medicului cabinetul și să suporte cheltuielile, e foarte greu de găsit medici în zona respectivă, de dus medici în zona respectivă sau de tentat un tânăr să-și deschidă un cabinet în zona respectivă. Sunt și comune mai mari care au rămas fără medic și au rămas fără medic. Da, suntem oarecum de aceeași generație și mi-amintesc acele filme din perioada comunismului, Hei Rupiste,
în care tânăra profesoară și tânărul medic veneau la țară unde nu voiau să stea și până la urmă descopereau acolo un rai și că ce frumos este să faci, lucrurile cred că sunt departe de realitate. Adevărul e că oamenii sunt oameni peste tot. Sau sunt la țară, sau sunt la oraș, omul este la fel. Omul are nevoie de medic și are nevoie de medic de familie. Nu este o rușine să lucrez la țară și nu este... Eu am lucrat 16 ani într-o zonă rurală și acolo m-am considerat cel mai medic, că trebuia să decid singură într-un loc izolat. Aici, imediat, ai spitalul la doi pași, deci te descurci mult mai ușor. Încă un aspect care nu face medicina de familie atractivă. În spital există echipele de medici. Nu te-ai descurcat. Tu ai chemat chirurgul, a venit și internistul, a mai venit și cardiologul. Ai avut cu cine să te sfătuiești. În cabinetul medicului de familie e singur și trebuie să decizi rapid ce faci cu omul ăla. Îl trimiți în altă parte? Poți să-l trimiți în altă parte? Ce decizie iei pe moment? Ce-i dai? Unii spun, am venit la dumneavoastră să nu mă trimiteți niciunde, că eu nu mă duc. Și trebuie să te descurci. Responsabilitatea este copleșitoare, cred. Da. Și sunt multe aspecte punctuale pe care n-are rost să le ating aici, dar una peste alta fac ca medicina de familie să devină neatractivă pentru tineret. Iar noi, cei de vârsta a treia, ne cam terminăm biologic. Nu suntem trecători pe pământul ăsta. Chiar dacă facem din pasiune, chiar dacă facem cu plăcere ceea ce facem, ne întrebăm cât mai rezistăm, cât mai putem. Consultațiile sunt foarte multe. Consultațiile, eu pe luna trecută, neînregistrând tot, că acolo unde n-am dat rețetă compensată, n-am înregistrat, am avut 100 și ceva de consultații mai mult decât cele care îmi sunt plătite. Consultațiile sunt plătite 20 pe zi, nu sunt plătite mai multe. Ca să faci programare de 20 de consultații pe zi, înseamnă că nu mai vezi nimic altceva decât bolnavi cronici. Eu am 400 și ceva de hipertensivi. Adică exact atâția hipertensivi câte consultații aș avea pe o lună. Deci există și o componentă, să zic, de... Nu voluntariat, nu știu cum să zic, de muncă în folosul comunității. Responsabilitate publică aș numi eu. Da. Pentru că, apropo că am spus doctorița mea, este, mi se pare că e o foarte mare responsabilitate. Nu vreau să idealizez, dar o responsabilitate publică. Adică, exact cum am spus, îl cunoști pe omul ăla nu ca un pacient care vine, îl bifezi, îl tratezi adevărat, îl cunoști, vine omul, mai stă acolo să mai plânge, până iei tensiunea, mai spune unde-i copiii, unde-s nepoții, știu eu ce face. Da. Vrând nevrând te atașezi cumva. Da, și cunoști, sau, de exemplu, îți vine o familie, știi că familia respectivă are 4 copii. A venit cu un copil bolnav. Păi, automat aștepți ca și ceilalți 3 să se îmbolnăvească în cel mai scurt timp, pentru că știi și care, și în ce condiții trăiesc, și cum sunt, și ce mănâncă, și cum... Da, am deschis o mică paranteză pe care vreau să o exploatez puțin, colateral, dar mi se pare important. Înainte de a lucra în televiziune cu foarte mult timp în urmă, am terminat o facultate de inginerie auto și la un dat discutam despre responsabilitatea medicilor și spuneam, băi, zic, problema se pun foarte delicat, pentru că zic eu, dacă presupun, proiectez un motor și se strică, e un motor. Dacă vine medicul și greșește, acolo e vorba de ceva ce poate nu mai iei o piesă, o arunci și pui alta la loc. Și aici aș vrea să vă întreb, cred că este și responsabilitatea câteodată copleșitoare și în multe cazuri noi arătăm, cred că foarte repede cu degetul spre unele erori care se întâmplă. Din păcate, asta este o realitate și din păcate au suferit colegi foarte valoroși care au fost arătați cu degetul pe nedrept. Un subiect spinos, dar tendința generală este de culpabilizare a medicului. Și mai sunt mai multe aspecte care nu țin de noi. De exemplu, funcționarea acestui nenorocit de sistem unic integrat, nu mă feresc de cuvinte, care pică când ce lumea mai dragă.
nu funcționează la mine, nu funcționează la farmacie, nu funcționează la policlinică, nu funcționează la spital. La spital îi zic, păi nu pot să-ți dau rețeta, du-te la medicul de familie să-ți dea, să-ți dea rețeta, că la noi a picat sistemul. Același sistem este, este sistem, sistem unic integrat, când pică, pică peste tot. Stai, pierzi timpul cu, uitându-te cum se învârte bulina pe calculator. Iar pacienții în sala de așteptare întreabă, dar ce face, îl operează pe creier? Stau de povești. Nu, nu stai de povești, că nu ai timp și nu ai chef și nu ai... Dar sunt aceste frâne, să le zic, din afară, care pur și simplu îți sabotează activitatea de medic. Consulți 5 minute și aștept 10 după... Sau ți se blochează sistemul de tot și nu mai poți să faci nimic. Aspectul este mai presus de puterea noastră și nu a casei județene de asigurări, n-au, nici ei n-au, sau să zic, suferă la fel ca și noi. E vorba de Casa Națională de Asigurări, de Ministerul Sănătății, care cunosc aceste probleme de ani de zile, v-am spus, problemele nu sunt noi, s-a ajuns în situația asta tocmai pentru că problemele s-au acumulat sau rostogolit ca un bulgăre de zăpadă de pe, dintr-un an în altul. Situația medicilor de familie nu este la fel de rea și în alte județe, pentru că și cei care fac medicină de familie preferă să rămână în Timișoara, București, Brașov și celelalte. Este ușor de înțeles de ce. Da. Pentru că e mai comod, mai fără comentarii. Județul Hunedoara este un județ neatractiv. Este un județ atipic. Prin acestea discutam, mi-e pare rău că nu s-a realizat acea... Toate județele care au un oraș foarte mare, conurbație, toate județele care au un oraș foarte mare se descurcă mult mai ușor. Acolo este foarte multă forță de muncă concentrată. Uneori o treime din populația județului este în reședința de județ. Noi avem, ne lăudam cu cel mai urbanizat județ din țară, omițând că această fragmentare în 14 orașe și municipii poate să fie un dezavantaj mai degrabă decât un avantaj. Este un dezavantaj și de mult s-a gândit și s-a gândit bine acea conurbație, dar nu s-a realizat. Că tot ați vorbit de Valea Jiului și tot sunt cu niște statistici în față, la Petroșani între 30 și 40 de ani sunt zero medici. Incredibil, da. Între 41 și 50 de ani sunt doi medici. Între 51 și 65, să iau așa mai mare, da, sunt patru medici. Care intră la categoria tineret deja. Da. Peste 61 de ani sau mai bine zis, da, între 66 de ani și 70 de ani sunt 46,6%. Da, deci este o proporție covârșitoare, practic, am înțeles, 6 medici sub 50 de ani, parcă, sau... Nu, 2 da, medici sub 50 de ani. 2 medici sub 50, a 6 da, sub 65. 6 sub 60. Sub 60, da. Sub 65. Sub 65, da. Da, 4 sub 60. Deci asta este situația. Da, și atractivitatea zonei, mă gândesc, e în scădere. Și nu știu de ce, pentru că este zonă turistică, acolo colegii sunt copleșiți, au peste 2500 de pacienți, ceea ce înseamnă foarte mult. Dar acum începe să crească, de, să zicem, în ultimii 5 ani a fost o explozie a percepției ca o zonă turistică în dezvoltare. Da, urmează să se dezvolte. Da. Zero între 30 și 40 de ani. În Petroșani vorbesc. Da, deci... da, nu mai vorbim de Lupeni, Vulcan, n-am mai Vulcan, scos, da, 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 n-am mai insistat, da, și pe restul, am rămas numai pe orașele așa zise mari. De când se știe, practic, că situația va deveni critică? De vreo 10 ani. Timp în care de vreo 5 ani am atras noi oficial atenția, ca și organizație profesională, Colegiul Medicilor, au știut
toate guvernele care s-au succedat au știut care este situația în județul Hunedoara și eu pe la televiziunile locale am mai prezentat acest aspect în speranța că sunt urechi care aud. Au venit doi medici în 8 ani. În județ? Da, doi medici tineri. Care au și rămas, presupun. Care au rămas, da. Doi medici care au rămas. Da, deci șanse de redresare în viitor apropiat, cum spuneați dumneavoastră, peste 4 ani? Păi nu, să ne țină Dumnezeu pe ăștia care suntem în putere să putem să mai lucrăm și să putem să ducem mai departe. Pentru că, de exemplu, astăzi eu nu am dat niciun bilet de trimitere. Am avut 25 de consultații, doar astăzi a fost o zi lejeră. Și n-am dat niciun bilet de trimitere spre alte specialități. Dar ne inundă virozele, gripele. Noi avem responsabilități complexe, adică sunt cazurile acute pe care le rezolvăm. Ne ocupăm de vaccinări, care sunt din ce în ce mai puține, dar nu din vina noastră, ci din vina percepției populației. Și cred că și televiziunile ar trebui să aibă un rol mai important în educația sanitară a populației. Cred că nu mai facem fața, pentru că trebuie să recunoaștem și să nu idealizăm presa sau modul în care este perceput. Dacă lansăm o predoarie pentru vaccin, suntem opriți uneori pe stradă, domne, că nu știu ce, că pe scaunul dumneavoastră a stat o tânără politiciană care m-a avertizat acum vreun an și ceva, lasă că vedeți ce vi se va întâmpla la ăștia vaccinații peste 5 ani. Da, vedeți, dumneavoastră vorbesc fără să aibă dovezi medicale, pentru că un vaccin când se lansează... Dar citesc pe Facebook, acolo este noua Biblie a oricui vrea să se informeze. Să se informeze cu ghilimelele de rigoare. Ghilimelele de rigoare, exact. Da, pentru că se lansează o teorie care nu este susținută de nimic, dar sună bine la ureche. Și am ajuns în situația ca să avem epidemie de rujeolă cu cazuri grave. Care fusese eradicată, nu? Sau mă rog. Sigur, era... Cine mai auzit de rujeolă? Eu am de zile, n-am auzit de rujeolă. Și am acum situație la mine în cabinet. Între copii vaccinați și copii nevaccinați, diferența este enormă. Adică un copil vaccinat prins, să zic, un copil la 4 ani și un pic prins înainte de doza de 5 ani, poate să facă o rujeolă. Hey, rujeola la copilul ăsta e o stare subfebrilă, câteva elemente, după 2-3 zile nu mai are nimic. E vesel tot timpul, țopăie și se zbenguie. Rujeola la un copil nevaccinat înseamnă febră mare, erupție masivă, dureri de cap, care poate să meargă cu afectarea creierului, să facă meningită și poate să ajungă chiar și la deces. Dar lumea nu vrea să priceapă. Rujeola era obligatorie. Vaccinul împotriva rujeolei. Să ne ferească Sfântul de difterie. Moartea este groaznică prin difterie. Eu am văzut-o doar în cărți și am învățat-o și am citit-o. Dar sunt țări, tot așa cu teoria asta că nu mai vaccinăm, în care a apărut difteria. Nici nu știm să luptăm împotriva ei. Și se moare groaznic. Până când nu se va întâmpla dezastrul ăsta, noi am încercat, tot ca și o organizație profesională, să cerem o lege a vaccinării, să fie vaccinarea obligatorie. Acea schemă în care ți se pune la dispoziție vaccinul gratis, dar părintele să știe că este obligat să facă vaccinul. Drepturile omului. Este dreptul lui să aleagă, așa ni s-a spus. Deci au sărit cei cu drepturile omului, că de fapt trebuie să aleagă persoana în sine și că încălcăm de fapt un drept. Mie nu mi se pare așa, dar nu sunt factor de decizie să pot să hotărăsc. Poliomielita, paralizia infantilă. Ultima epidemie a fost în 1954 sau 56, nu vreau să greșesc, dar oricum prin 50 și... Când au fost o groază de copii care au rămas paralizați, o groază de copii care au murit.
s-a vaccinat masiv. N-am mai avut niciun caz de poliomielită. Să ne ferească Sfântul Sapara. Tocmai pentru că există acest curent antivaccinist. Și cred că dacă s-ar putea prezenta la televiziuni și un alt punct de vedere, să se prezinte cu cărțile pe față, cât sunt efecte secundare după vaccinuri, câte sunt și câte cazuri reale s-au întâmplat de deces, dacă s-au întâmplat, și câte sunt prin îmbolnăvirea în sine. Cred că lumea s-ar îngrozi și ar merge masiv la vaccinare. Și asta s-ar face cu dovezi. Dar... Spre surprinderea mea, oameni foarte educați am întâlnit care sunt antivacciniști, care, exact cum spuneți, neglijează că 10.000 nu au nimic. Știu, au ei un prieten care nu știu ce a pățit, da, și a auzit el că de la vaccin refuză să-și vaccineze copiii. Alții vin, fac trimitere din ora COVID, au după un an și ceva, au o afecțiune și vin și spun, mi-a dat de înțeles că asta ar fi de la COVID, de la vaccin, că am făcut vaccinul și îmi pare rău acum. Deci, din păcate, aceste teorii conspiraționiste ating, nu știu, sunt inimaginabile deja. Adevărul e că dacă nu era vaccinul anti-COVID, s-ar fi murit mult mai mult. Limitarea asta a pandemiei s-a produs tocmai datorită vaccinării masive. Dar, din nou, nu putem influența percepția populației, populația care acceptă mai mult zvonistica decât dovezile reale. Adică mi s-a părut, mi s-a spus și mi s-a întâmplat chiar mie, m-a întrebat cineva, un reporter, ce părere aveți despre cutare? Și am spus, n-am nicio părere pentru că nu cunosc subiectul. Dar totuși, exprimați-vă o opinie, dați-vă cu părerea. Păi nu pot să-mi dau cu părerea despre ceva ce nu cunosc. Da. Acum se cunoaște tot pentru că ați auzit probabil celebra butadă sau mi se pare că era și o caricatură pe ușa unui medic. Scria că cei care și-au pus diagnosticul pe Google sunt sfătuiți să se trateze conform IAU. Deci foarte mulți știu foarte multe. Această cultură de Facebook face ravagii, într-adevăr. Oamenii nu-și explică lucrurile și atunci recur la aceste teorii. Și mai sunt și foarte agresivi. Au o agresivitate crescută. Săptămâna trecută a intrat foarte agitată o pacientă plângând în hohote, urlând efectiv. Eu m-am gândit că s-a întâmplat ceva în familie ei. Doamne, doctor, mor! Zic că da, suntem trecători pe acest pământ, de când ne naștem știm că murim. Asta este, nu mor acum. Liniștiți-vă să vedem ce s-a întâmplat. Am leucemie. Cine v-a spus? De unde știți? Am citit eu pe Facebook. Deci... Și-a interpretat analizele, nu știu pe ce site a intrat și și-a băgat rezultatul analizelor și a apărut că are leucemie. N-avea nicio leucemie și n-are leucemie. Acum se distrează, de câte ori vine la mine, spune, am venit să vă aduc leucemia. Sigur, asta e trist și în ultimele, mai avem 10 minute de emisiune, ați spus de criza de medici, iată vaccinurile care vor produce categoric efecte prin absența administrărilor. Vor produce dezastre. Dezastre. Și tragedii. Probabil că există și o cazuistică specifică județul Nedoara sau incidența unor boli începe să se schimbe. Știu că avem particularități în județ și foarte multe boli care fac ravagii, totuși dincolo de tehnica modernă și de medicina performantă. Păi sunt secherele industrializării trecute, boli cronice de plămâni care... Mai există atâta timp cât sunt generațiile care au inhalat pulberile respective. Boli noi nu sunt, pentru că nu mai stăm prost cu poluarea, nu mai stăm cum am stat.
cancerul, am înțeles că este foarte frecvent. Cancerul este, să zicem așa, o epidemie, tot cu ghilimelele de rigoare, de cancer. Multe cancere de multe feluri, dar sunt și multe cancere tratabile. Sau s-a crescut foarte mult căutarea și depistarea lor. Și nu mai este acea teorie alarmistă, am cancer, mor sigur, pentru că oamenii au văzut că, de fapt, cancerul, dacă este depistat la timp, este o boală tratabilă. Și aici ar fi de discutat, tot așa, cu depistarea precoce. Acel screening care ar trebui făcut și... Da, care ar trebui făcut, dar screening înseamnă finanțare, personal, mijloace, materiale. Și disponibilitatea omului de a se duce, pentru că de multe ori nu te duci de frică. Mai bine nu știu decât să-mi spună că cine știe ce am. Asta deja este o teorie veche. Da, da. Eu vin doar când nu mai pot. Și într-o emisiune, tot așa, la una din televiziuni, nu mai știu la care, m-am exprimat destul de dur, am spus, veniți când nu mai puteți, dar vedeți că s-ar putea ca nici medicul să nu mai poată. Și am fost criticată pentru această frază, frază pe care mi-o sun și pe care o repet. Dacă mergeți la medic când nu mai puteți, s-ar putea ca nici medicul să nu mai poată. Adică să fie cazul atât de depășit din punct de vedere medical, încât să nu mai ai ce să faci. Să privești cu regret și să-ți pară rău, dar... să fie depășit. Da, cred că este și apare la această profesie și presiunea psihică a faptului că foarte mulți pacienți vin și nu vin doar cu viroze, să spunem, vin cu totuși cu simptome mai grave, vin triști, vin deprimați, vin disperați și deveniți un fel de psiholog de traseu, ca să zic așa. Nu devii psiholog de efectiv. Necesitate, da? Pentru că încă un aspect pe care românul nostru le evită, mersul la psiholog. Iar de psihiatru, eu nu sunt nebun, de ce să mă duc? Iar de psihiatru nici nu mai vorbesc. A crescut foarte mult, foarte mult cazuistica de psihiatrie, dar adresabilitatea este destul de redusă. Nu spun că psihiatrii n-au de lucru, dar la nevoia de psihiatrie ar avea și mai mult de lucru, la nevoia de cazuri, la multitudinea de cazuri. În momentul în care spun omului, ar trebui să vă vadă un psihiatru, eu nu sunt nebun. Deci teoria asta, sau vai să nu spuneți cumva că v-am spus de nu știu ce. Iar un lucru pe care ar trebui să-l știe toată lumea, există secretul profesional. Niciodată nu o să auziți un medic vorbind despre un pacient. Că am spus la modul general, a venit o pacientă, da. Dar n-am spus a venit doamna XY care cu numele întreg și uite ce mi-a zis. Deci există acest secret profesional și să vorbești cu medicul și medicul nu-i nici femeie, nici bărbat, este medic. Și atunci poți orice să vorbești cu medicul, pentru că medicul pentru asta este pregătit. Pricepe, înțelege și te poate ajuta. Dar dacă nu îi spui sau vine și spune v-am ascuns data trecută că nu știu ce, da, pe mine mă doare stomacul de 2 luni. Dar n-am vrut să vă mai spun și despre asta. Păi dacă dumneata nu îmi spui, eu nu sunt în stomacul dumitale să știu că te doare. Sunt multe, multe aspecte de discutat. Sunt greu de acoperit în... chiar dacă sunt 40 de minute. Acum nu mai sunt decât 5. Așa. Deci, practic, ca să închidem puțin cercul pentru această discuție, situația medicilor de familie, mă refer, cea materială, s-a rezolvat pentru 5 luni. Da. După care? După care? Nu se știe. După care nu știm, dar nu se poate reveni la valoarea punctului propusă acum de Casa Națională și de Ministerul Sănătății, pentru că ne aduce în situația ca acești 60%, 65% de medici să închidem cabinetele, să rămânem la pensie. Nu mă mai interesează. Pentru că să te duci la cabinet, să lucrezi și să lucrezi mult și greu,
ca să plătești salarii și impozite la stat și întreținerea unui spațiu, dar are rost să te mai duci. Atunci mai bine rămâi la pensie și îți vezi de ale tale. Da. Deci situația este urâtă dacă se revine la aspectul ăsta. Un lucru pe care noi nu l-am înțeles, s-a anunțat că Ministerul Sănătății a primit cu nu știu cât la sută mai mult. Unde? Medicii de familie au primit mai puțin. Am fost întrebați de, mă rog, de oameni cu putere de decizie. Dar n-ați cerut indexarea punctului cu inflația. Nici măcar asta n-ați cerut-o. Nu, noi n-am cerut nimic. Ne-am mulțumit cu cât am avut, am priceput că atâta se poate și dorim să rămânem acolo. Atâta se poate, acolo să rămânem. Dar nu așa cum s-a întâmplat acum. De exemplu, într-o lună am primit 60% din venitul pe cabinet, în luna următoare am primit 40%, după aceea am fost informați că Ministerul Sănătății sau că, mă rog, Casa Națională nu mai are niciun fel de datorie, dar noi n-am văzut niciun ban. În final au intrat și restul banilor, din nou mai puțin cu nu știu cât, din, deci tot procent din venit. Ei, și acest procent din venit, tot ai certitudinea că n-a intrat în luna asta, poate ți intră bani în luna viitoare, încerci să te chivernisezi, să vezi cum este stresant și pentru faptul că mulți colegi au făcut investiții în aparatură. Investiții în aparatură care înseamnă rate lunare. Nu stă nimeni după tine și nici ANAF nu stă după tine. Ai de plătit niște dări pe care trebuie să le plătești. Nici salariații nu stau după tine. Ai de plătit niște salarii, ai un contract, tu, cu asistenta ta, să luăm numai... Da. Nu te interesează de unde... Pe ea nu interesează de unde îi asiguri salariul. Nici că ție ți-au intrat mai puțin bani în... Da, nici ANAF care este tot de stat, cum bine ați precizat, să spună că da, știți, stați puțin că vă păsuim pentru că tot statul vă datorează banii. Da. Nu. Și dacă ne-au venit banii cu întârziere, n-au venit cu dobândă. Dacă eu am avut, mă rog, am fost penalizată că am dat unui pacient care nu era pe... Nu trebuia să-i dau cu 90%, i-am dat cu 90% considerând că are pensia mică, așa mi-a afișat calculatorul și n-am verificat. Da. Și mi s-au imputat banii respectivi. Nu mi s-au imputat numai banii respectivi, ci am plătit și o dobândă la banii imputați. Mie statul nu vine să-mi spună, da, ți-am întârziat cu o lună banii, păi îți dau pentru fiecare zi 2%, să ziceam. Cât, nu știu cât este la sută. Da. Cât mi-a calculat mie pe rețeta pe care am dat-o acum 2 ani. Da, eu vă mulțumesc pentru maniera aparent relaxată, dar fiecare cifră parcă mi s-a înfipt în creier. Ați creionat o situație care este categoric dramatică. Și cei care ne urmăresc, cel puțin își fac o idee. Dacă altceva nu pot face, cel puțin să știe direct de la sursă, să nu citească URL de pe Facebook. Nu că n-ar fi și lucruri bune. Dar parcă există așa o ceva care absoarbe prostiile mai cu poftă decât lucrurile bune. Eu vă mulțumesc încă o dată, vă doresc multă sănătate. Mulțumesc, la fel. Cu scopul și să fiți sănătoasă în general și pentru pacienți. Mulțumesc. Și să aveți cel puțin un an bun. Mulțumesc la fel și vă doresc tuturor tot așa multă sănătate și un an bun. Mulțumim, doamnelor, domnilor. Invitata acestei ediții a emisiunii Ora Exact, Antena 3 Deva, a fost doamna Ana Chișerban, medic de familie, președinta Asociației Medicilor de Familie din municipiul Hunedoara. Încă o dată te mulțumesc. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere, toate cele bune tuturor.